Daruri de la polițiștii de frontieră au primit elevii școlii speciale Constantin Pufan din Drobeta Turnul Severin. Cei peste 100 de copii care învață aici s-au bucurat de cadouri și ca răsplată, micuții le-au oferit mesagerilor lui Moș Crăciun un spectacol de colinde. În pragul sărbătorilor de iarnă, elevii școlii speciale Constantin Pufan au primit cadouri din partea polițiștilor de frontieră care s-au transformat în mesagerii lui Moș Crăciun. În spiritul sărbătorilor de iarnă, polițiștii de frontieră mehedințeni s-au mobilizat pentru a împacheta câteva daruri frumoase pentru acești copii minunați, reprezentând articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, dulciuri. Poate că este prea puțin pentru ei, dar sperăm de fiecare dată să-i găsim sănătoși, la fel de bucuroși când îi vizităm și vom veni cu mai multe daruri. Drept mulțumire, copiii le-au cântat colinde, iar la final le-au oferit cele mai calde îmbrățișări. Să fie viața ca o zi de Crăciun, să aveți parte doar de ce frumos și ce bun, să trăiți fericiți o mie de ani la mulți ani. În centrul Xei Constantin Pufan avem 110 copii. Bucuria nu se poate descrie în cuvinte pentru ei atunci când primesc daruri. Ca în fiecare an, cei de la Poliția de Frontieră, domnii și doamnele de acolo, sunt cu o inimă larg deschisă către noi. În cadrul acțiunii Cutia lui Moș Crăciun ne dăruiesc jucării, dulciuri și cred că câteva hăinuțe pentru fiecare dintre ei. În fiecare an, polițiștii de frontieră se deghizează în mesagerii moșului cel darnic și oferă copiilor cadouri pentru ca sărbătorile de iarnă să fie cele mai fericite momente ale anului.